Hai la lopată! Pai con, dracu! Da, a nins. Puteți vedea ce e în curte. Peste tot plin de zăpadă. Porbei închiși, vor sta închiși, trebuie să fac și pe aici pârtie, să ajung la Argentii. Da? A venit timpul să închidem porumbei, nu? Ieri a fost ultima eliberare a lor pe 2018. Ninge de aia seară, ne undeva pe la ora 9, cam așa. Da, puteți vedea ce e afară. Asta e. Vom ține porumbei închiși. Haideți pe sus, pe la ei. Nu? Ce dracu mă, zăpadă și pe aici? M-am dat dracu, au dat tot fânul. Oricum v-am spus, era fân vechi, nu era bun de cuibare. Așa, stați puțin. Așa. Masculii la bătaie. Da. Fraților, o veste proastă. Mă rog, nu e chiar așa de proastă. Pe cât credeți. Ce ați făcut, mă? V-ați bătut? Ești fulgi ăștia. Nu lipsește niciunul, mă uitam după ei. Fraților, puișorul acesta. Iar te murdări, mă. Da, mă rog, dacă stai prin găina pe acolo. Fraților, stați puțin. În schimb, aici pe piciorul cu inelul, stai, mă. Dacă ar fi focusat. Da, haideți că nu se vede, dar nici nu pot să-l țin eu cu o mână. Deasupra inelului are o vânătaie. Da. Ce are o vânătaie deasupra inelului? El e clar din cauza că a căzut de ori. Puiul bălțat. O să le aduc și mâncare. Aba nu, că ai cu niște boabe. Să mănânce și boabe. Las puiul bălțat, ălalt unde e? Las-l pe aici și fă-l altul. Așa-s puișorii. Da. M-ați întrebat dacă am porumbei de mânzare. Singurul porumbel care ar fi cald să scap de el, dar nu acum. Ăsta. Masculul ăsta. Și numai în cazul în care nu pot să-mi perechez pe aia cu ce vreau eu. Dar în rest nu. Da, puișorul bălțat. Ai mă și tu mâncare în gust sau trebuie să vă dau eu? Ei, hai că ai. E bine. Ălaltul e pe sub aia. Așa spun un pic. Clar, închiși. Tu ai luat acolo, mă? Ia te-vă, puișorule. Nu, credeam că au luat aici. Nu m-ați luat toți. Asta e cea mai des întrebare întâlnită pe acest canal. Au luat argintii? Nu, n-au luat argintii și nici nu vor lua. Din moment ce s-a pus zăpada, e clar că e numai ouă. N-au luat până acum și chiar dacă o au, nu sunt plecat de pe ouă. Eu v-am spus că am câteva perechi care, bine, argintii e prima iarnă care i-am. Dar am câteva perechi dacă ningea afară și avea ouă sau pui, salut, îi lăsa. Dacă avea pui de 2-3 zile, dacă avea pui de genul, îi hrănea în continuare. Dar dacă avea pui de 2-3 zile, ai o săptămână, trebuia să le dau eu mâncare, că altfel... De fapt, nu mai stăteau pe ei, trebuia să iau în casă la căldură. Că nici pe ei nu mai stăteau, pleacă. Bă, nu știu dacă vor trăi puișorii ăștia. Bălțătura aia, nu știu ce să zic despre ea. Na, el încearcă să mănânce boaba aia, dar n-are cum. E imposibil. Că n-a înghețat apa, spre surprinderea mea, deși afară a nins toată noaptea. Na, să vedem. Da, știu că sunt murdari, că na, stau pe jos. Mai ales că a și înghețat acum găinațul din câte văd, spre surprinderea mea. A înghețat găinațul și n-a înghețat apa.
Da. Deci, dacă trăiesc bine, dacă nu, aia, le iau inelele și du-te dică la tomberon. N-am ce face. Deci, da. Ne-am ascultat pe scărușii. Ăla cântă. Da. Bă, Mozart a uitat-o acolo. V-am spus, Mozart a vrea să o fac cu pălțătura asta. Da, vedem. Nu știu, dacă a nins, nu mai la nicio expoziție. Păi să mă duc la expoziție, să vedem dacă găsesc frumoscul Mozart. Dar nu mai duc. Nici nu știu dacă o să mai vină ăștia pe zăpada asta. Mai ales că, na, expoziția ok, se ține înăuntru. Dar nu mă duc să văd porumbei voiajori. Clasele lor, mă duc să vedem ornamenti și toate. Și tot ce se vinde pe acolo. Cum la expoziție nu mă duc să văd voiajorii. Că nu mă interesează voiajorii, mă interesează ce au ei în târg de vânzare. Să caut. Nu pentru voiajori, că nu mă interesează voiajorii. Aia de concurs nu mă interesează. Ornamentul. V-am spus și repet. Nu o să vedeți niciodată pe acest canal că voi zbura porumbei. Că voi posta videouri cum zbor porumbei. Ne. Eu le fac antrenament așa. Eu știu, prin joi în Paște, aia e partea a doua. Dar n-a să vedeți că o să zbură porumbei și o să scap de ornament. Chiar dacă mi-a spus unii că, bă, stai așa că tu ai două perechi din care ai putea să scoți pui frumoși și poți să-i zbori. Da, știu. Vineți și cu ăștia doi. Dar, slabe șanse. Slabe șanse să zbori cu ei. Ați văzut, toți puii vineți din ăștia doi au murit. Și anul trecut, în 2017, i-am vândut. Că na. Că v-am spus, nu vreau să țin porumbei sport. Prea mulți. De aceea, prefer să țin bătrânii. Și mai ales puii din toamnă, clar out. Mai bine ții bătrânii. Și na, eu așa am avut în fiecare an. Scot pui, dacă îmi convine de un pui. Exemplu. Îl țin dacă nu mai departe. Oricum. Îi iau pe bătrâni. Da. Trebuie să vedem dacă pot să-i fac curat în cuiburi. Încerc dacă nu. Dau cu șpac lungă inați până să ne se rupe. Na, nu-mi place cum sunt cuiburile. Ei, da, eu știu că el vrea să iese afară, da. Să iasă afară, da. Nu, n-au ce mai căuta afară. Salut. S-a închis porția. Ia uite ce e afară. Ninge, fraților. La lopată acum. Dă-i la lopată, că ninge într-una. S-așează din nou. Mai cu dracu. Da. Ei, fraților, cam asta cu acest video. În rest, n-am ce să vă zic. Deci, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și până la următorul video, v-am salutat. Pa, pa.